începem cu vești proaste pentru românii care au rate în lei. BNR a anunțat că indicele ROBOR a crescut cu 1,53% în doar o lună. Mai exact, indicele la 3 luni pentru calcularea dobânzilor la creditele în lei a ajuns la 8%, după ce vineri se situa la 7,97%. Cât de mult ne afectează aceste creșteri, discutăm acum cu analistul Dragoș Capat. Bună ziua! Bună ziua! E o tendință pe care o vedem deja de ceva vreme și care putem bănui că nu are cum să se domolească în perioada următoare. Care sunt variantele pe care le au la dispoziție românii cu credite în lei? Românii cu credite în lei trebuie să se bucure că au avut o lungă perioadă de timp în care au plătit dobânzi extrem de mici la creditele atât în lei cât și în euro. A fost o perioadă de prosperitate pentru Uniunea Europeană. Între timp, Uniunea Europeană și ca întregul pământ, se pare, în ultima vreme, este în criză. Avem inflație mare datorată prețurilor la energie, prețurilor la alimente și altor factori. Războiul, sigur, din Ucraina. Deci, în acest context, dobânzile vor fi și vor rămâne foarte mari. Și românii nu au ce spera la altceva decât un robor și orice alt indice al creditelor și sperăm și alte depozitelor mai devreme sau mai târziu, care va fi în creștere, pentru că trebuie să egaleze sau măcar să ajungă pe lângă inflație. Normal ar fi chiar să depășească inflația. Deci aceasta este tendința pentru lunile următoare de creștere a dobânzilor, cât timp inflația va fi acolo unde este acum. Bun, asta înseamnă că pe termen lung vom avea o astfel de situație complicată, eventual, nu știu, renunțarea la dobânda variabilă și opțiunea pentru o dobândă fixă sau o eșalonare, o discuție cu banca, ce soluții ar avea la îndemână cei care au astfel de credite? Sigur, există soluții. Există, de exemplu, soluția trecerii la dobândă fixă, dar nu trebuie să credem că cealaltă parte, contrapartida care este banca, sunt niște oameni care nu își fac știe calculele lor. Nu vor dori să ofere acum decât o dobândă fixă foarte ridicată, undeva peste inflație. Deci nu cred că această opțiune există în realitate, ci că mai ales că ar fi una care se avantajeze pe cei care au credite în acest moment. Iar facilitatea care le-a fost oferită de a-și amâna plata ratelor pentru 9 luni este una care ar trebui luată în seamă, dar numai de către persoanele care în această perioadă chiar au o mare problemă în a le ajunge banii de la o lună la alta. Deci nu doar pentru că se poate, pentru că cu siguranță, așa cum este tendința acum de creșterea dobânzilor, peste 6 sau 9 luni vor plăti dobânzi mai mari față de cele pe care le-au amânat acum.